La fel ca mine. Tu? Da. Ai pierdut tot în secunda asta. Habar n-ai cu cine te lupți. Așa, de formă. După care emite zbon, totul fiscalizat, totul civilizat, curat, se întoarce în sistem frumos. Adică spălăm banii. Îi dezinfectăm. Vrea afacere și control? Dă-i mai mult. Ce să-i dau? Zic că te însor cu ea. Celor de nevastă. Fă să creadă că nu mai are nevoie de nicio înregistrare. Te conduc la gara. Să te asiguri că pierd trenul? Că-l prind. Te-a schimbat prin târguri mâine pe un car cu patru boi sau cu un codru vechi de pâine și o stare de război. Te-a schimbat că așa mi-e felul. Te-a schimbat la o adică. Te-a schimbat cu mușețelul, cu verdele ursică. Te-aș amesteca în culoare folosindu tot talentul. Ca voi primesc de soare să-ți trec arzând portretul. Te-aș amesteca în culoare folosindu tot talentul. Ca voi primesc de soare să-ți trec arzând portretul. La-la-la. Te-aș schimba în prima gară. De mine încă nu s-a folosit nimeni. Tu nu te băga. Vezi? Simțim la fel. Nu mai filma. Suzy, hai, trebuie să urcăm. Nu trebuie să urcați. Oprește odată telefonul. Nu, nu-l opri. Tu vrei să nu există probe? Ce probe? Păi cât sunteți să te pune. Suzy, trenul pleacă într-un minut. Dar iau înainte. Ba nu, rămâi aici și filmează tot. Filmezi eu dacă asta vrei. Mai e timp, hai. Vin. Nu vii și tu? Ce să caut eu? N-ai ce să cauți. Suzana, eu nu pot să mă urc din mers. Nu mă urc niciodată. Și la tren ești virgin. Păi te omor, să mor eu. Cristi! Iar... Iubitule, du tu bagajele în compartiment ca să nu le fure nimeni, da? Păi în afară de prietenele tale nu mai e nimeni în tot vagonul. Ăla nu se știe niciodată. Rămâi fără colecția de prezervative. Abia ți-ai completat-o. Ăla e și pe ăla sensibil și pe ăla extra sensibil. Le-am de toate. Adu-te pe siguranță. Adu-te că vin și eu. Dar tu ai mai urcat așa din mers? Mereu, numai asta îmi place să fac. Nu, te rog să te duci și tu, mi-e frică, nu... Dar nu e... Știi că mie îmi place pericol. Da, dar mie nu așa, că te rog frumos să te duci. Uite, dacă vrei, las pe Cristi cu grupul și rămân cu tine. Cum să te măriți? Așa am zis și eu, e mult prea repede. Repede nu-i deloc. Eu deja la vârsta ta mă divorțasem tatu, numai că e o leacă cam brusc, nu-l cunoști pe băiatul ăsta decât de... Ai dreptate, nu m-am mărit. Stai, mamică, eu nu zic să nu te măriți. Bine, fac cum zici tu, m-am mărit. E, nici să te măriți n-am zis. Să divorțez? Janină, liniștește-te. Dacă ați divorțez, trebuie întâi să mă mărit, deci n-am încotro. M-am mărit, acum și divorțez după. De ce să te divorțez după? Că înainte nu-ți poate. Janină, tu vrei să te măriți? Vreau, nu vreau, altfel cum aș putea să divorțez? Dacă vrei să divorțezi, mai bine nu te mărita. Deci zici că e mai bine să nu mă mărit? Nu zic nica. Tocmai ai zis că... Tu îl iubești pe băiatul ăsta? Hă? El zici că mă iubești. Nu mă interesează ce zici el. De fapt mă interesează, dar eu trebuie să știu dacă tu îl iubești. Îmi place. Deci nu îl iubești. Cine a zis că nu îl... Tu! Tu ai zis că îți place. Și dacă ziceam că nu-mi place, înseamnă că îl iubesc? Deci îl iubești. Nu știu, mamă, că știi și tu că în afară de Cornel din sat, eu n-am mai avut alt prieten. Și pe Cornel l-ai iubit? Așa am crezut, dar... Dar acum nu mai crezi. Pe Andrei îl plac mai mult. Suficient că să te măriți cu el? Și cât să divorțezi dacă e cazul. Nu știu, și dacă nu o să vrea. Ce a zis? La început părea rezolvată, dar într-un minut a întors-o. Că trebuie să mai gândească. Ți-am zis că e periculoasă. Părea doar bulversată. Ai văzut pe înregistrări cât de nevinovată știe să pară. Dar tot nu vine să cred că ar fi în stare să... E deja în stare. Și până nu iei înregistrările, te poate lovi oricând. Ține-o sub presiune. Vă iubiți, vă căsătoriți, vă spuneți tot. Dar dacă acceptă să se mărite, dar nu-mi dă înregistrările? Ți le dă după. După ce mă însor? Nu te însori, dar o să creadă că se mărită pe bune și o să cedeze. Când? Când, când. Nu știu când. Când o duci la biserică.
Efe, înțelege că n-am de gând să o duc la nicio biserică. La nodul să te însori. Tot voiai să-l cunoască pe taică tu, să-i arate înregistrările. Îi faci cunoștință. Cu tata? Cu un tata preot fake. Facem rost de unul. Și așa împușcăm doi iepuri. Ori se căiește și se spovedește lui tata socru, ori te părăsește revoltat în ambele cazuri. Ești cople nebună. După tine. Și eu țin foarte mult la tine. Dar tot mi se pare prea multă bătaie de cap cu fata asta. A vrut să te umilească, să-ți ia afacerea. N-avea cum să o ia. Ea nu, dar altcineva, Andrei. Trebuie să dăm un exemplu pentru oricine s-ar mai gândi să ne încurce. Și treaba asta nici nu trebuie să fie un stres. Poate să ne placă. Să știi că băieții sunt foarte mulțumiți. Adică n-ai avut plângeri, s-au purtat frumos. Da, uite, exemplar. Păi le-am spus că ești fata mea. Cu ceilalți mai noștri mai avem niște probleme, dar... Ce probleme? Cuvinte mai urâte, oameni mai agresivi care... Îmi faci o listă. Îmi dați tot ce aveți, date de contact, conturi bancare, ca să nu te mai deranjeze nimeni. Adică ce faci? Tot ce trebuie făcut ca să nu mai deranjeze nimeni pe fata mea. Mulțumesc. Păi când îmi mulțumești? Chiar acum v-am mulțumit și... Na. Andra, iubire, tu să nu crezi că eu sunt Popovici pe care îl faci tu așa din vorbe sau ăștile alții la care se termină cu un striptease. Pe mine, ca să mă mulțumești, trebuie să... Ce trebuie să fac? Multe de tot. Și cu plăcere. Pentru Roca e foarte importantă. Să simtă că îți place. Mie îmi place mult Roca. Și sunt convinsă că știe să facă orice femeie să se simtă... Nu orice femeie. Pe Roca nu-l interesează orice femeie. Dar norocoasele care ajung să-l intereseze, înțeleg cu adevărat ce înseamnă plăcere. Cred. Și recunosc că mie chiar mi-ar plăcea plăcerea, dar... În situația mea cu Popovici, care nu m-a înșelat niciodată, și care oricum suferă că mă dezbrac pentru alții, aș fi atât de apăsată moral încât nu cred că aș putea să mă bucur, cu adevărat. Ba, ai putea. Sentimentul de vinovăție are anulat plăcerea și n-ar fi corect pentru Roca să... Păi și dacă nu te-ai mai simțit vinovată, Cum să nu mă simt? Păi uite, dacă nici Popovici n-ar rămâne pe din afară. Domnul Roca! Să trăiți! Ce plăcere! Vorbeam de lup. Ce vorbeați? Că ești un bărbat extraordinar. Și că ar fi păcat să-ți ascunse toate aceste daruri. Vezi, mă, când îți zic. Dar nu-i prea repede. Când doi oameni să iubesc nimeni, nu-i prea repede. Și totuși. Nu mă iubești? Ba, te iubesc. Așa cred. E prima dată când îmi spui. Vezi, amândoi mai avem multe să ne spunem. Pentru că ne cunoaștem de prea puțin timp și... Suficient cât să ne îndrăgostim. Și să greșim. Îmi pare rău dacă am fost prea... Amândoi la început. Am fost. Tu cum ai fost? Ca și tine. Am făcut greșeli. Ce greșeli? Nu vrei să ne vedem? Pornesc camera? Nu vrei să vii la mine? Înainte să continuăm cu toată nebunia asta, cred că ar fi bine să... Lămurim anumite... Ce? Mă caută... Te aștept de seamă. De ce a devenit așa greu să dăm de tine? Pentru că am treabă. Cristi a plecat? Da. Și tu? Suferi că n-ai fost în stare să-i spui adevărul, a? Dar n-a fost nevoie de adevăr, că... Mereu e nevoie de adevăr. Ea e Suzana. Suzana lui Cristi? Suzana mea. Fosta ta, Suzana. Și să înțeleg că tu ești Nina și urmează să ne rezolvi problemele. Ați plecat cu toții la mare? Suntem acasă, doar Cristi a plecat. Cum? Cu prietenele ei, 3 fete, dintre care 2 sunt straight. O să-i fie foarte bine. În primele 15 minute ne-a sunat de 30 de ori. Da, dar în ultimele 4 ore n-am mai răspuns. Eu sper că o să-i ajungă prezervativele. E, dar lasă că-și comandă online, n-ai grijă. Și voi, de ce faceți? Încă am înghețată.
și înțelegem că adevărul nu e întotdeauna cea mai bună soluție. Când doi oameni se iubesc, n-au nimic de ascuns. Și dacă au? Își spun tot. Da, între ei. Dar când există anumiți oameni care nu poate să înțeleagă anumite lucruri, spune-i și ei. Ai tăi de ce nu știu de videochat? Pentru că încă nu-i momentul. Păi și când o să fie? Când nu o să mai poată altfel. Pa! Ne stă bine împreună. Da. Toate hainele mele sunt la mare. Îți împrumut eu altele. Și un pat. Ai mei, după ce m-am lăsat la gara, s-au dus la țară, așa că eu n-am chei. Tu ai plănuit totul? Nu chiar totul. Dar când am auzit că o să fii la gara, mi-a trecut așa prin cap. Vag de tot că ce-ar fi dacă eu aș pierde tren? Știi foarte bine că Luna are nevoie de ce poți tu să oferi. Crezi? La fel cum și ție, ți-ar prinde bine așa o descătușare. S-a descătușat destul. Hai să nu ne grăbim. Nu ne grăbim deloc. Popovici ar fi foarte bun pentru un show. Ce show? Ceva pe roluri, așa. Adică tu cu Andra faceți ceva frumos împreună. Nu, asta chiar ar fi... Ar fi exact ceea ce se cere. Să știți că sunt foarte mulți clienți care vor și una și alta. Și un striptease și un dans împreună. Popovici nici nu știe să danseze. Nici nu-i nevoie. Nu trebuie decât să-și pună forța în valoare. Care forță? Interioară. Hai că sunt oameni care înțeleg. Domnul Roca, eu așa forță interioară am destulă, dar parcă n-aș vrea să... Să scoți fiara din tine? Mhm. Care fiară? Ghepardul. Canișul. Tigrul. Ce înseamnă privirea de profesionist? Să știi că ești singurul care vede ce adâncimi se ascund în hățișul ființei mele. O adevărată junglă. Dar totuși, pentru binele familiei și al lui Vlăduț, cred că ar fi mai bine să declin această propunere. Hă? De ce? Oare de ce? În primul rând că dacă o să se reverse atâta forță, nu știu să o opresc. Și doi, cine știe unde ajung imaginile și... Contează unde ajung imaginile. Și tu o să fii la fel ca Andra, cu fața acoperită. Nu te cunoaște nimeni. Dar chiar și așa... Plus, ai putea să câștigi și niște bani. Ce bani? Oho, frumoși. În ultima săptămână ați avut încasări foarte mari. Și ca să nu bate la ochi, ar trebui să mai angajați un model. Mhm. Angajăm, găsim o fată. Poți să vorbești, de exemplu, cu domnișoara educatoare. Îi oferim condiții mai bune decât unde e ea acum și... Se poate și așa, dar ar fi păcat, nu? Banii ăștia poate să rămână la Popovici. Câștig cinstit. Pe da, Andra iubire, de ce să dăm banii altora când mă aveți pe mine, nu? În primul rând asta voiam să știu dacă te-ai supărat. Nu sunt supărată. Nu, că atunci părei foarte... A fost să mă zi mai complicată, m-am enervat, tu păreai în stare să faci o prostie, dar mi-a trecut. Nu, îmi pare rău, m-a luat valul. Ziceai că mai e încă ceva. Am o veste incredibilă. Abia aștept să-ți spun, dar mi-e cam frică că nu știu cum o să reacționez. Ce veste? Ceva care m-a șocat și pe mine și care o să te surprindă grav, dar... Andrei te-a cerut de nevastă. Știai? Normal. Ți-a zis el că... Înainte să-ți zică ție, m-a întrebat ce părere am. Și tu ce părere ai? Că ești o alegere foarte bună. Dar atunci încă erai supărată și pe mine și pe el. Cu tine ți-am zis n-aveam nimic, iar lui voiam să-i dau o lecție. Dar în momentul în care mi-a zis că s-a îndrăgostit chiar de tine, am înțeles că și-a primit lecția. Ce lecție? Că dacă te joci cu focul, te mai și arzi. Crezi că s-a ars cu mine? Nu! Doar că ceea ce părea a fi o farsă s-a dovedit o treabă foarte serioasă. Și chiar nu mai ești supărată? Deloc. Tot nu te-ai pătolit. Uite-te și tu că sunt atâția care ia... Uite. Și iartă-mă, dar n-au toți 2 metri. Înțelege că roga te provoacă. Mamă, crezi că nu știu. Vrea să afle cu cine are de-a face? O să-i arăt. Popovici. Da. Dincolo de toate prostiile tale, eu chiar țin la tine.
Și n-am făcut niciodată nimic care să strice relația noastră. Când te-ai dezbrăcat pentru stagiar? Nu pentru el am făcut-o, am făcut-o pentru noi. Că am venit acasă și... Păi și eu tot pentru noi o fac. Bine, și pentru Vlăduț. Decât să dăm banii unei străine, nu mai bine... Okay. Îți zic ceva, dar îmi promis că nu te enervezi. Te-ai culcat cu stagiarul? Nu m-am culcat cu nimeni. Dar Roca asta vrea să... Să? De-aia te pune să te dezbraci. Că i-am zis că eu nu ți-aș face niciodată așa ceva, pentru că tu ești bun și curat și... Cum ești tu? Dar dacă te dezbraci și tu... Nu, că am înțeles. Ești invidioasă. Pe cine? Pe cine poate să facă mai mult decât tine? Și mai bine. Ți-e frică de concurență, recunoaște. Bine, acum să știi că ai și de ce. Ia uite. Nu, se vede? Popovici, am încercat să te ajut, dacă tu... Nu, dacă tu nu te simți amenințată, dovedește. Cum? Ajută-mă să fac o coreografie. Să-i arătăm lui Roca cu cine se pune. Uite-mi să... Pe cuvânt de onoare, chiar mă bucur pentru tine. Da, nu te supăra, dar după ce a fost între tine și Andrei, mi-e cam greu să cred că... Ce-a fost între noi s-a terminat. Și mă bucur că dacă tot face pasul ăsta, a ales pe cineva ca tine. Ca mine? Cu minte bună, fără gânduri ascunse. Nu e cazul. Și tu că eu în ultima vreme n-am fost corectă cu el. M-am prefăcut că îmi place. Și nu-ți place? La început nu-mi plăcea. L-am mai și înregistrat, plus faza cu dezbrăcatul, dar l-am chemat la mine și vreau să-i spun tot. Ce tot? Ce-am făcut noi în ultima... Noi? Nu, de fapt o să-i zic că a fost numai vina mea, că eu am pus totul la cale. Și arăți și înregistrările? Mă gândeam să le șterg. Nu e corect. Ori arăți tot, ori nu-i spui nimic. Atunci și le arăt. Bravo! Și chiar dacă o să te urască după și probabil nu o să vrea să te mai vadă, măcar știi că ai fost corectă până la capăt. Crezi că e posibil să nu mai vrea să... Andrei nu e omul care să ierte pe cineva care l-a umilit. Eu n-am vrut. I-ai spus că nu e destul de înzestrat, l-ai provocat să se dezbrace cu gândul să trimiți înregistrările către... Nu, știi foarte bine că eu nu voiam să... Eu știu, dar el nu știe și nu o să ne creadă orice i-am spune noi. În schimb, dacă ar afla de toate astea peste o vreme, un an, doi, când ați fi trăit deja împreună? Nu, atunci nu îi le arăt. Nu, am făcut o prostie și îmi pare rău, dar nu-i corect ca din cauza asta să... Unde ai păstrat înregistrările? Pe laptop și în cloud. Uh-huh. Să le șterg? Asta ar fi foarte urât. Să-i ștergi surmele. Nu i-ai dat șansa să le vadă, să hotărască el ce e de făcut. Da, dar dacă el n-ar afla... Orice mi-ar spune Nina, în momentul în care ne-am întors la masă, eu o să le spun alor tăi că noi toți... Noi doi am terminat-o definitiv. Poate, dar înainte ne-am iubit. Și ultimul lucru pe care vreau să-l fac e să te eliberez. Da, n-am nevoie de nicio eliberare. Pa, ai, că de când ne-am despărțit, nu ai mai ieșit cu nimeni. Că n-am vrut. Că ți-a fost frică să te arăți așa cum ești. Cum sunt? Frumoasă, deșteaptă și iremediabil de... Dacă m-ai iubit vreodată... Te iubesc! Dacă mă iubești, mă lași să fac tot în ritmul meu. Ritmul tău înseamnă într-o sută de ani. Asta dacă am noroc. Și când iubești, poți să aștepți și 100 de ani. Dar de ce să așteptăm 100 de ani când putem să... Suzana, se răcește mâncarea! Promitem că nu o să spui absolut nimic. Și plec acum? Nu, mai rămâi. Și ce le zicem? Adevărul. Perfect. Ești prietena lui Cristi, ai pierdut trenul și ai tăi nu sunt în oraș. Și de ce n-am luat alt tren? Păi vrei să pleci? Nu. Păi te-ai certat cu Cristi, după ce a plecat ai aflat că s-a dat la o prietenă de-a ta și până să vorbească ei cu el ai timp chiar să te cerți cu el. Orice, numai să nu le spunem adevărul. Nu acum. Bine, facem cum spui tu. Dar eu în seara asta plec și noi doar am terminat-o pe bune. Domnul Roca, asta este doar așa de încălzire. Ole!
Qué bonitos son tus pies, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no lo dejas, pero si tú no lo dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, nina hermosa. Ba da, sărut și foarte... Răspunsul meu e nu. Nu ce? Nu. La cererea ta. De fapt, e nu acum. Nu vrei să ne căsătorim? Vreau, normal că... Doar că eu cred că ar trebui să ne cunoaștem mai bine. Exact asta vreau și eu. Să te cunosc toată. Și pe afară și prinăuntru. Andrei, eu am făcut niște... de lucruri de care nu sunt mândră. Ce lucruri? Mi-e frică să nu te pierd. Nu mă pierd. Așa zice acum, dar după? Nina, promit că părerea mea despre tine nu o să se schimbe, orice mi-ai spune. Care-i părerea ta despre mine? Că ești femeia cu care vreau să mă însor cât mai repede. De ce? Pentru că între noi nu trebuie să mai fie nimic. Nici distanță, nici secrete. Ce ziceai că e greșit? Andrei, de cât timp o știi pe Eve? De foarte mult timp. Și o știi bine? Cel mai bine, cred. Dar ce legătură are Eve cu cei tu? Ne-am certat acum câteva zile. Ea voia ceva, eu altceva. Da, punem în păcat și sfatul ei e să... Să? Nu știu dacă e bine. Dacă zice Eve, sigur e bine. Fă ca Eve. Spune secretul. Secretul? Secretul e că aș fi cea mai fericită femeie din lume dacă ne-am căsătorit. Gata, m-am hotărât, ne căsătorim. Când vrei tu și mâine. Deci, cum ți s-a părut, hă? Mi-a plăcut. Da? Mi-a plăcut atât de tare că parcă mi-a venit și mie să... Păi da, așa se întâmplă când ai de oameni talentați. Simți nevoia să fii și tu la fel de bun ca ei. Exact, exact. Și Andra ca Andra, dar tu ce emoții mi-ai stârnit. Adică, cred că am pus 100. Și încă n-ai văzut nimic, să știi, asta a fost doar așa, de încălzire. Te cred, sunt absolut convins. De-aia m-am și gândit, poate mâine să retrec și eu pe acolo, pe la voi. A, să ne vezi pe viu. Și nu numai. Și nu numai. Poate mă implic și eu. Facem ceva frumos până la capăt, ceva în trei. În care trei? Andra, Rocco și cu Popo. O fată, doi băieți, trei posibilități. Era și un film cu titlul ăsta. Ce film? Unul bun de tot. Dacă le spun, îi pierd pe ei. Dacă nu le spun, o pierd pe ea. Ce să fac? Câte puțin din fiecare. Da? N-am zis să intri. Eu plec. Am vorbit, o să am unde să dorm în seara asta și mâine... Mi-am instalat o aplicație. Pot să strâng și să lărgesc cadrul fără să mă mai ridic de aici, direct din mouse. Foarte bine. Pe cuvântul meu că la prima mișcare greșită închid. Asta seară chiar nu vă dezbrăcați. Dar de ce șoptești? Doarme cineva lângă mine. Cine? Soțul meu. Viitor.
atunci poți să vorbești cât de tare vrei. Iluziile sunt imune la gălăgie. Iluziilor fi imune, dar viitorul. Viitorul, oricare ar fi el, viitorul în general, e cea mai toxică dintre iluzii. Un nimic inexistent în numele căruia se risipește puținul care există. Domn profesor, așa o fi. Dar pe mine viitorul în general nu prea mă interesează. În schimb, viitorul meu. Viitorul celei care se dezbracă e inevitabil gol. Și mereu ca un bărbat. Da, sunt o femeie și acum gândesc cu capul. Da, și eu gândesc. Și nu... Nu, și ai timp 8 ore să te hotărești până se întorc ai tăi acasă. Ori le zici tot, ori eu am plecat la mare. Așa ai înțeles tu, că numai la bărbați visezi. Nu visezi la niciun bărbat! În afară de comisarul Roca. Am trimis repede înregistrarea. Eu dau, vorbesc cu el și nu mai ai de ce să-ți faci griji. Bine, ți-o dau. Nu te bucura. Ce-i ascuns azi se descoperă mâine.